Dragi prieteni, atunci când rememorăm un război, suntem tentați să ne întrebăm cine au fost opresorii și cine victimele. Dar de cele mai multe ori, realitatea este mai complicată. Oricât ar părea de paradoxal, într-un război fiecare tabără are dreptatea sa și rațiunile sale. În episodul de astăzi vom vedea că la fel s-au întâmplat lucrurile și în primul război mondial. Așadar, pe 28 iulie 1914, Austro-Ungaria declara război Serbiei, ca răspuns pentru atentatul de la Sarajevo de cu o lună în urmă, în care un student sârb îl ucisese pe prințul moștenitor Franz Ferdinand. În viziunea Vienei, Austro-Ungaria era îndreptățită să răzbune această ofensă și totodată să dea o lecție oricărui vecin care i-ar fi pus la îndoială puterea și orgoliul. Chiar dacă guvernul de la Belgrad nu fusese amestecat direct în atentatul de la Sarajevo, Serbia avea și ea dreptatea ei, pentru că dorea să-i protejeze pe sârbii din Bosnia, provincie pe care Austro-Ungaria dorea să o integreze. Și Germania avea dreptatea ei atunci când a intrat în război, pe 1 august 1914. Berlinul dorea să-și onoreze în orice condiții alianța pe care o avea cu Viena, pentru că Imperiul German se temea că altfel va fi încercuit între o Franță și o Rusie care să domine continentul și o Anglie care să domine mările lumii. Mai departe vom vedea că și Franța avea dreptatea ei să intre în război. Mai presus de toate, ea dorea să răzbune înfrângerea pe care o suferise împotriva germanilor în anul 1870, atunci când pierduse provinciile Alsacia și Lorena. În ceea ce ne privește, e clar că și România era îndreptățită să intre în război pentru Transilvania, câtă vreme majoritatea locuitorilor din acea provincie erau români. Ulterior, fostul prim-ministru Ighe Duca va scrie că, în mod special, pe 15 august 1916, România a declarat război doar Austro-Ungariei și nu și Germaniei, pentru a nu-l pune pe regele Ferdinand în situația delicată de a scoate sabia împotriva țării sale natale. Oricum, la București era foarte clar că Berlinul ne va declara el război din solidaritate față de Viena. Vecinii noștri bulgari aveau dreptatea lor. Ei se considerau nedreptățiți după al doilea război balcanic din anul 1913 și aveau polițe de plătit atât României cât și Serbiei sau Greciei. Și Rusia a avut dreptatea ei atunci când a decretat mobilizarea generală pe 30 iulie 1914. Imperiul țarului se temea că zdrobirea previzibilă a Serbiei va răsturna echilibrul și așa precar din Balcani. În plus, ce valoare ar mai fi avut pretenția Rusiei de a fi protectoarea slavilor dacă ea ar fi asistat pasivă la pedepsirea sârbilor? În directă legătură, putem constata că și Turcia otomană a avut dreptatea ei să intre în război de partea Germaniei. Imperiul otoman se temea de Rusia și cunoștea ambiția țarilor de a ajunge la strâmtorile Bosfor și Dardanele. Pentru ca tabloul să fie complet, sigur că și Regatul Unit Britanic avea dreptatea sa să intre în război pe 4 august 1914, după ce Germania violase neutralitatea Belgiei și oricum dădea semne că vrea să concureze supremația maritimă britanică. În fine, și Statele Unite ale Americii aveau dreptatea lor să intre în război pe 2 aprilie 1917, temându-se că o eventuală victorie germană ar fi creat un hegemon puternic în Europa. După toate războaiele în urmă rămân eroi, multe monumente și foarte multe cimitire. Așadar, și în acest conflict, fiecare tabără a avut dreptatea sa și rațiunile sale de a acționa într-un fel sau altul. Aceste rațiuni se cheamă interese de stat, iar morala episodului nostru este aceea că nodul gordian din vechime al lui Alexandru Macedon a fost floare la ureche față de ghemul de interese din primul război mondial. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.